Colonoscopia este o metodă de explorare a întregului colon folosind videoendoscopul flexibil cu unghimare de vizibilitate. Tehnologia modernă face posibilă eliminarea completă a senzațiilor dureroase din timpul colonoscopiei. În clinica Laurus Medical din Suceava se poate efectua la cerere această procedură sub anestezie, investigația fiind absolut sigură. Aceasta nu aduce niciun prejudiciu pacientului. Colonoscopia este o investigație care uneori poate salva o viață. Nu puțini pacienți s-au prezentat la medic pentru o afecțiune și au constatat că este vorba despre altă boală. Pentru pacienții care doresc o examinare completă a colonului, ceea ce înseamnă cu aproximații 120-130 de centimetri de intestin de explorat, se poate face și acest lucru, fie la cerere, în completarea examinării pe care o oferă pachetul de tratament, fie prin adresare total paralelă cu tratamentul proctologic. Cu alte cuvinte, există pacienți care vin și solicită exclusiv o colonoscopie, aceasta fiind oferită pe bază de programare. Înainte de efectuarea colonoscopiei este necesară o pregătire standard cu o zi înainte, o pregătire care nu afectează organismul, iar după examenul colonoscopic pacienții își pot continua activitatea de zi cu zi normal. Orice explorare colonoscopică este un atu pentru sănătatea proprie, pentru că îți certifică o stare de sănătate la un moment dat sau ridică un semn de suspiciune care generează niște explorări suplimentare care se pot confirma și sunt urmate de un tratament curativ la timp sau se infirmă și iarăși ne întoarcem la punctul A, deci de stabilirea unei stări de sănătate, care în timp poate fi luată ca moment de reper. Medicul subliniază că efectuarea unei colonoscopii este importantă și asta pentru că am început colaborarea cu Laurus Medical în 2008. La începuturi, surprizele, cu ghilimelele de rigoare, în sensul că găseam la pacienții care veneau pentru sângerări aparent datorate unor hemoroizi, noi găseam tumori, cancere, era mai puțin frecvent, să spunem de 1-2%. Surpriza neplăcută este că în ultimii 2-3 ani frecvența a crescut undeva către 4-5%. Cu alte cuvinte, din ce în ce mai multe persoane care constată sângerări rectale sau tulburări de tranzit de genul alternanță, diaree, constipație sau diaree prelungită, trenantă, inexplicabilă prin alte cauze, găsim tumori rectale sau colorectale și lucrul acesta ar trebui să constituie un mesaj de luare aminte pentru cei mai mulți, o sângerare rectală care nu poate fi atribuită foarte clar unor hemoroizi sau niște tulburări de tranzit care persistă în ciuda măsurilor dietetice luate, dacă mai intervine și o scădere ponderală sau astenia fizică și psihică, cu atât mai mult ridică un semn de întrebare. Sunt ca un semnal de alarmă care nu trebuie neglijat. O colonoscopie tranșează destul de ușor și destul de pertinent diagnosticul, este sau nu este o problemă de sănătate mai gravă, mai serioasă și care, surprinsă într-un stadiu incipient, la începuturi, permite un act curativ, de obicei o operație chirurgicală, care este de mai mică amploare, cu rezultate mai bune și care oferă pacienților atât un confort de viață, cât și o șansă de supraviețuire mult mai mare decât dacă este surprins tardiv.
Cei interesați de serviciile medicale ale clinicii Laurus Medical din Suceava pot solicita informații și își pot face programări pentru investigații atât deplasându-se personal la clinică situată pe strada Universității numărul 19 sau pot apela numărul de telefon 0230 211 888. Bineînțeles, informații se pot afla și accesând pagina de internet laurusmedical.ro. Calitate, experiență, integritate sunt cuvintele care definesc serviciile clinicii Laurus Medical.